primește bine, altul primește rău. Dar toate au o tărmăcie. Răul pe care îl primesc unii semenii noștri, care sunt oameni buni, nu este un rău spre versare, ci este un rău spre încercare și spre lămurirea credinței. Și arată Sfântul Apostol Pavel că cine se îmbracă în Hristos este puternic. Nimic nu poate să-i stea împotrivă. De aceea, iată, Sfântul Apostol Pavel era cel ce respecta legea cea veche. El știa legea veche pe de rost, dar nu putea să o țină. Și după ce a devenit apostol, după ce a devenit rob al lui Hristos, își mărturisește această neputință pe care a avut-o. Și zice, eu știu că legea este sfântă și dreaptă și bună. Și am vrut să o țin, dar nu am putut să o țin niciodată. De aceea sunt ca un om nemrocit. Că n-am făcut binele pe care l-am voit și răul pe care nu l-am voit, pe acela l-am săvârșit. Cine mă scapă de trupul morții acesteia? Că vedea că neputința este în trup. Și a zis, mulțumesc lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. De când sunt al lui Hristos, nu mă mai tem și nu mai sunt slab, că când sunt slab, atunci sunt tare. Chiar dacă sunt slab, eu le pot în Hristos săvârși de toate. De aceea, mulțumesc lui Dumnezeu în Iisus Hristos, pentru că toate le pot întru El, că El mă îmbracă cu putere. Iubiți credincioși, Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt luminătorii bisericii, sunt stâlpii bisericii noastre, cei mai mari dintre apostoli, cei mai jertfelnici, cei care au dăruit lumii atâta credință și atâta pildă de suferință. Ei au postit, ei au răbdat, ei s-au nevoit, ei s-au arătat luminători ai pământului, s-au arătat cu nădejde pentru a ajunge la cer. De aceea ne îndeamnă și pe noi să avem aceeași nădejde, aceeași bucurie, aceeași dragoste. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt cu adevărat cei care ne sunt pururea înaintea tronului Sfintei Treimi, rugători, încercați și biruitori în ispite și necazuri. Cu ajutorul lor noi biruim toate greutățile vieții acestea. De aceea noi să avem pururea în rugăciunile noastre, pentru că ei au luminat biserica și noi suntem parte din biserică. Ei ne luminează și pe noi atunci când le cerem ajutor. De aceea să-i rugăm pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel și să le zicem Sfinților Apostoli care stați înaintea tronului Preasfintei Treimi, Petru și Pavel, nu încetați a vă ruga pentru noi și ori de câte ori ne poticnim în credință și în lucrarea noastră, în toate cele ce avem de împlinit înaintea lui Hristos Dumnezeu, voi să ne fiți în ajutor. Dați-ne putere, har și înțelepciune, ca și noi să fim următori ai faptelor voastre și să-L mărturisim pe Hristos cu mintea, cu inima, cu sufletul, cu viața, cu credința și cu dragostea noastră, acum în neputințele noastre și apoi de vom ajunge să-L cunoaștem și să-L întâlnim pe Mântuitorul Hristos, să-L mărturisim cu sufletul și cu toată dragostea noastră în viața cea veșnică. Amin.
Bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc podoba casei tale. Tu pe aceștia preamărește dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjim întru tine. Pace numii tale dăruiește bisericilor tale, preoților și la tot poporul tău, că toată darea cea bună și tot darul de săvârși de sus este, pogorând la tine Părintele Lumilor și ție slavă și mulțumire și închinăciune ne alțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμος δόξας. Πον,
Χριστόσον δινόσαι εσύ μόνος, εσύ ουσίες πανκράντου και πανομαγίας αθλητρός, δυνάπτη βίου και ζωμιού σταυρού, προσεσίες του μίων κρανίων δυνάμνου σωμάτων, εσύες του με δόξου προθείου και δρόμου και παρουσιδιών, των Αγίων δόξων και καρδίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοδόρων των Τέλων μόνων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννης, και Άνης, του Ενεργής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου των Υπολώσεων μας, που και την Θεία Λειτουργία εκτελέσαμε, των Αγίων δόξων πρωτοκορυφαίων Αποστολών Πέτρου και Παύλου, ό και τιμή επιδρούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός Ιωάννος και Λεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ενάρτη ασφυγείτε, Παρήντε Μητροπολίτη Ιάκωβος, astăzi ne-ați adus cea mai mare bucurie, fiind cu noi la această liturghie de hram și de jurământ a tinerilor licențiați în teologie. Este o bucurie pe care trebuie să vă mărturisim cu sufletul, cu inima și cu toată ființa. Pentru că bucuria este prilejuită de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iată, noi vă oferim în semn de legătură și de bucurie pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Așa cum ei sunt înfățișați, îmbrățișându-se, să ne ajute Dumnezeu, pentru că n-am simțit o prietenie mai mare, o apropiere mai mare ca de înalt preasfinția voastră, față de niciun alt erar, așa să ne ajute Dumnezeu, precum sunt cei doi apostoli, să fim și noi primiți într-o smerenie înaintea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu își va face milă de noi, îmbrățișându-ne aici și la Mitiline, și așa să ne îmbrățișăm și înaintea tronului Preasfintei Treimi. Dumnezeu să vă răsplătească dragostea și jertfa. Σεβασμιότατε Αρχιεπισκόπ Τόντος κύριε Θεοδόση και αγαπητέ Χριστό αδελφέ. În amprea Sfințite Stăpâne, Arhiepiscop al Domnului Teodosie și iubit frate într-un Hristos, iubiți credincioși. Este anume din această zi, o Ithie Liturghia έφτασε στο τέλος της. Simt nevoia în aceste momente când Sfânta Liturghie a ajuns la finalul său. Ne ευχαριστήσω το σεβασμότο μενάρχη σας. Să mulțumesc păstorului și ierarhului dumneavoastră. Διότι στον επιθυνό εορτασμό των μεγάλων Αγίων και Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Pentru că la sărbătoarea praznicul de anul acesta a Sfântului Apostol Petru și Pavel, a Sfinților Apostol Petru și Pavel, είχε την ευγενή καλοσύνη να με προκαλέσει εδώ. A avut deosebită bunătate să ne invite, să mă invite aici. Και να τελέσουν μαζί την Θεία Λειτουργία. Și să săvârșim împreună Sfânta Liturghie. Για να πάρουμε όλες τις ευχές και ευλογίες των δύο μεγάλων Αγίων μας. Pentru a lua, pentru a avea rugăciunile și binecuvântările celor doi mari sfinți ai noștri. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα για τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας που σήμερα τιμούμε. Și nădăjduiesc că nu trebuie să mai spun nimic despre cei doi mari sfinți ai bisericii noastre pe care îi cinstim astăzi. Διότι όλα αυτά σας έχει πει ο ίδιος. Pentru că despre aceștia va vorbi în al Preasfințitului. Εγώ το μόνο το οποίο θα ήθελα να έλεγα σήμερα στην αγάπη σας. Singurul lucru pe care vreau să-l mai adaug astăzi la dragostea dumneavoastră. Είναι ότι οι δύο Θεάγιοι μας. Este că acești doi mari sfinți ai noștri. Ξεκίνησαν με διαφορετικούς στόχους και σκοπούς. Au început în viața lor cu diferite, în diferite direcții și diferite scopuri. Αλλά κατέληξαν και οι δύο να είναι οι δύο μεγάλοι εθαπόστολοι.
Dar apostolii Dumnezeu, prorocorfii apostolii Dumnezeu. Dar au ajuns într-un final să fie doi mari apostoli ai lui Hristos. Apostolos Dumnezeu Pavlos. Sunt un apostol Pavel. Apostolos omos și apostolos Petrus. Sfânt apostol și apostolul Petru. Omos, edo trebuie să stămătișim. Totuși. Ina ευχαριστήσω τον Σεβασμόδο. Trebuie să mă opresc ca să și să mulțumesc în al preasfințitului. Deoarece pera oli afti ti magali agapi tu din opera sexto sternu tapinul de tamu. Pentru că mai mult decât în afară de această mare dragoste pe care a arătat-o smereniei mele, mă dose ti magali haraki ti mi. Mi-a dat mare bucurie, mi-a oferit mare bucurie și cinste. Mă delesu Ierodisia sa gnostic che igodiacono, alla che diacono să săvârșesc ierodisia în citeț, în ipodiacon și diacon, neomonaco Ioan, al tânărului candidat Ioan, Ioan. Și asta este san sinergia și sinergia των προηγουμένων επισκέψεων εδώ στην ωραία Κωνσταντζή. Și aceasta vine ca o continuare și ca un obicei al venirii mele aici la Constanța. Αλλά παράλληλα μας έδωσε τη μεγάλη χαρά να είμαστε και στην αποφύτιση και στην απολογή των πτυχίων στους νέους πτυχιούς της Θεολογικής Σχολής. Dar în același timp ne-ați oferit și marea bucurie de a fi la depunerea jurământului, la încheierea anului școlar pentru studenții dumneavoastră. Για όλα αυτά, για την αυραμία φιλοξενία του, μέσα από την καρδιά μου τον ευχαριστώ. Pentru toate acestea și pentru primirea călduroasă, primirea avramică pe care ne-ați făcut-o, vă mulțumesc din inima mea. Λέγοντας τελευταία, ότι η μητρή είναι πάντα ανοιχτή και θα περιμένει το σεβασμό του και τη συνοδεία του για ένα νερό προσκύνημα στον τόπο των Αιγείων και των μαρτύρων της Λέσου. Spunându-vă într-un final că întotdeauna Mitilinii și insula Lesbu va fi deschisă pentru un alt preasfinția voastră și pentru toată sinodia, pentru cei ce vă vor însoți, pentru o rugăciune puternică. Και πάλι θυμάμαι σε ευχαριστώ. Și vă mulțumesc din nou pentru toate acestea, în al preasfințit. Vă mulțumim din suflet. Și adevărat, nu numai eu am simțit, pe unde am mers în al preasfințitul, toată lumea a simțit o bucurie, o pace și o sfințenie deosebite. De aceea ne dorim foarte aproape de noi și cât mai des la noi. Aceasta este prietenia pe care o aveau sfinții Vasile cel Mare cu Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu. Și de aceea noi știm că prietenia într-o credință este prietenia care e plăcută lui Dumnezeu. Mulțumim din suflet! Iată, astăzi am avut un eveniment deosebit, depunerea jurământului de credință absolvenților Facultății de Teologie. De o vreme, la Facultatea de Teologie, suntem ajutați de mai multe personalități care își aduc cu adevărat contribuția atât de eficientă pentru ca să fie organizare, să fie învățământul la înălțime, să fie studenții primiți cum se cuvine, atenționați. Și iată între ostenitorii pe care îi avem la Facultatea de Teologie, Părintele Prodecan Danuț Popovici de la Suceava, care locuiește acum aici, mă, duminica e la Suceava, iată, ne-a adus nouă această mare bucurie de a fi între cei care pun suflet și organizează cu multă dragoste și cu multă bucurie activitatea în Facultatea noastră de Teologie. Pentru toate aceste ostenele, pentru toată competența sa și toată dăruirea sa, a întâmpinat pe fiecare student, de la început până la sfârșit, cu dragoste și cu bucurie, iată noi astăzi, la ziua Sfinților Apostoli, la ziua Jurământului,
licențiaților în teologie, îi oferim crucea Sfântului Apostol Andrei a Dobrogei, un semn de prețuire, de bucurie și de legătură duhovnicească. Gramată chiriarhală, noi, Teodosie, din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Domnului, oferim Preacucernicului Părinte Dănuț Popovici, prodecan al Facultății de Teologie, Sfântul Apostol Andrei, crucea Sfântului Andrei a Dobrogii pentru activitate neobosită în slujba învățământului teologic constanțean și în bună organizare și îndrumare a studenților. Data astăzi, 29 iunie 2012, cu prilejul prăznuirii Sfinților Apostol Petru și Pavel și înaintea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Iacobos de Mitilini, cel mai apropiat al nostru, pentru că astăzi am slujit doi erari ca să înfățișăm pe cei doi sfinți apostoli care s-au întâlnit în mărturisirea lui Hristos și am ucenicească în ziua de 29 iunie 67. Vrednic este! Această cruce vă va face și mai mult să nu simțiți vreo oboseală, să nu simțiți vreo îndoială în ceea ce faceți, pentru că de acum nu vă mai puteți despărți de noi. Crucea este punte între Dobrogea și Suceava, pentru că și eu vin din părțile acelea unde avem cel mai milostiv și blând erar din țara noastră, Eparhia fără frontiere a Sucevei și Rădăuților, unde poposesc erari și preoți, un om milostiv care se ocupă de săraci și care ne este pildă și nouă de slujire. Și iată, această punte de legătură trebuie să rămână o permanență și Sfinția voastră să rămâneți în permanență în slujba învățământului teologic, în organizarea învățământului teologic, pentru că aveți de la Dumnezeu această harismă. Vă felicităm și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate, bucurii și înțelepciune mai departe. Vrem să urăm înalt preasfințitului Mitropolit Iacob, care se află cu noi aici, tuturor părinților slujitori, tuturor licențiaților în teologie și tuturor binecredincioșilor creștini și soborului acestei mănăstiri, mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Credincioși, vă mulțumim, voiam să ne întoarcem pe aici, dar pentru că ați rămas acolo, trebuie să vă răsplătim dragostea și trecem pe acolo.